Aș vrea să vă propun un răspuns destul de neobișnuit. Este o carte pe care fiecare biserică locală, fiecare păstor, sunt sigur că o are sau ar trebui să o aibă. Este o carte scrisă chiar de biserica locală. Cartea aceea se numește Registru Membral. Cartea care conține numele și informații despre membrii ce formează biserica în care slujești. Vezi, Evrei 13 cu 17 spune, ascultați de mai mari voștri și fițile supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând că așa ceva nu va fi de niciun folos. Da, acesta este un cuvânt pentru adunarea bisericii. Dar aflăm că păstorul va da socoteală de fiecare om pe care îl păstorește. Așadar, eu sunt responsabil de oamenii care sunt înscriși în registru membral într-un mod unic, într-un mod în, în care nu sunt responsabil de toți creștinii. Registrul membral nu are rolul doar de a fi consultat înainte de adunările generale sau în cazul transferurilor. Registrul membral mă ajută să iau înaintea ochilor, înaintea inimii, pe oamenii pe care Dumnezeu mi-a încredințat sub grija mea și a celorlalți lideri slujitori. Mi-au -am că aminte că în Vechiul Testament preoții aveau în numele semințiilor scrise pe umerii lor, purtând de fapt povara, greutatea responsabilității poporului. De asemenea, îi aveau aproape de inimă pentru a arăta dragostea pe care Dumnezeu o are pentru poporul său. Eu folosesc registrul membral împreună cu colegii mei de slujire, în timpul devoțional și pentru momentele de rugăciune. Mă rog, pagină după pagină și asta facem cu echipa de lideri atunci când ne întâlnim. Pagină după pagină, persoană după persoană, ne o amintim, îi sunăm, îi vizităm și ne rugăm. De multe ori se, se întâmplă să mă rog pentru uh, ei anumite lucruri pe care le-am descoperit în cuvânt, în acea zi și apoi îi sun îi vizitez, spunându-le ce m-am rugat și cum am rugat. Și acesta este modul prin care Duhul Sfânt, prin cuvântul său, își păstorește biserica. De asemenea, registrul membral mă ajută în pregătirea predicilor. Mă gândesc la, la ideile principale ale mesajului și mă întreb oare cum îl vor ajuta pe, pe X sau pe Y? Cum se poate aplica acest adevăr al Evangheliei familiei X sau Y? Cum îi ajută mesajul în situația prin care trec zilele acestea? Și astfel sunt ajutat să am aplicații concrete și eficiente. Te încurajez, fie păstor, fie membru într-o biserică locală, folosește acest instrument în viața ta de rugăciune și de slujire a fraților și surorilor tale. Iar aceasta va revitaliza viața bisericii din care faci parte.